Aici, dă și eu acum cobor din scara de bloc. Incidentul s-a petrecut pe o stradă din Rahova. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție. Într-o postare pe pagina de socializare, sindicatul Europol a transmis că scandalul dintre trei părinți din cartierul Rahova a pornit de la o ceartă între copii, care a degenerat în momentul în care unul dintre părinți a folosit o bâtă pentru a lovi în zona capului pe un altul, un bărbat de 45 de ani. Scandalul a fost oprit instantaneu la sosirea polițiștilor, care au solicitat intervenția unei ambulanțe pentru persoana rănită aflată în stare de inconștiență din cauza faptului că pierduse mult sânge. Polițiștii au identificat doi bărbați care ar fi fost implicați în conflict. La scurt timp, aceștia l-au identificat și pe al treilea. Acesta a fost condus la sediul subunității de poliție a secției 19 pentru continuarea verificărilor.